asta zice și noi, bă, frățior, n-aveai ce să le faci. Bine, nu că n-ai ce să le faci, că te pe până la urmă. Dar chestia că te ar cu amenzi, cu vrăjel, cu alea și trebuie să lași ca el până-l prinzi și afli unde stă sau afli Facebook-ul lui și îi dai teroare sau îi pui foi cu tău omor și cu lumânări la poartă și îi dă teroare de iasă din poliție. Sau hai să ne strângem toți în stradă și ne luăm cu ei la bătaie, dacă vă ține pe toți. Discuțiile revoltătoare cu amenințări grave la adresa polițiștilor ar fi apărut pe internet la scurt timp după ce un agent a țipat la un protestatar seara trecută. Există suspiciuni că tinerii din înregistrare ar fi aceiași cu cei implicați în incidentul de la protest. Am ajuns să mă rog de tine! Dar am ajuns să mă rog de tine și nu mai ridica vocea! A zis să nu mai vorbești! Bă, nu mai vorbi! Nu mai vorbi! Am Raul. Bă, tu n-auzi! Bă, tu n-auzi! Acum te încalec! Conducerea Inspectoratului de Poliție din Gorj face verificări în acest caz ca să afle cine sunt tinerii care au făcut amenințările.